Astăzi vă prezint o carte scrisă de Mircea Eliade, care este un istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago. Este cunoscut datorită multor opere literare, dar eu voi vorbi despre novela fantastică Domnișoara Cristina. Novela fantastică a fost publicată pentru prima oară în anul 1936. Este inspirată din folclorul românesc și reprezintă o orientare a literaturii lui Eliade spre fantastic. Această novelă a stat la bază a două filme românești, adaptate după această operă literară, în 1992 și 2013. Ultimul trailer al filmului mi-a atras atenția mai mult, pentru că reușește să trezească mulți fiori. Regizată de Alexandru Maftei, filmul reprezintă dramă și groază. Filmul se încadrează într-un soi de demers al meu de a readuce spectatorii de cinematograf în cinematografe la filmul românesc. Am încercat și cu Bună ce faci și încerc și cu acest film, Domnișoara Cristina, care este un film un pic diferit, un film românesc care se încadrează în genul fantasy, cu ceva elemente horror. Iar rolurile principale joacă actorii Ioana Anastasia Anton, Maia Morge Stern și Tudor Istodor. N-am avut gânduri, n-am putut să dorm 3 nopți, că m-a bântuit novela, ca să zic așa, în sensul cel mai bun, dacă se poate spune. E descris extraordinar, sunt descrise toate stările și emoțiile și am fost fericit în momentul în care am aflat că Alexandru m-a selectat. Pentru că îmi doream extrem de mult, simțeam că rolul ăsta e pentru mine și vreau să particip la acest proiect și să fac rolul ăsta și să fac acest film. Filmul debutează cu sosirea pictorului Egor Pașkevici împreună cu iubita sa, Sanda, pe moșia Moscu. Egor vrea să picteze în liniște, dar viața la conac este bântuită de amintirea domnișoarei Cristina, mătușa Sandei ucisă în timpul răscoalei din 1907. Egor este atras într-un mod inexplicabil de portretul domnișoarei Cristina și începe să o viseze. Curând însă granița dintre vis și realitate se estompează, iar domnișoara Cristina, îndrăgostită de Egor, este atrasă înapoi la viața prin ritualuri oculte chiar de către familia ei. Când realizează că viața Sandei este în pericol, Egor decide să lupte cu stricul. Așadar, sper să vă placă această novelă, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Citire și vizionare plăcută!